O seară de cultură de excepție la Bălți, care a adunat oameni pasionați de frumos ce au trăit împreună emoții de neuitat. Actorii Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău au jucat pe scena mare a Naționalului Vasile Alexandri spectacolul August. Viața este foarte lungă. Evenimentul face parte din programul Festivalului Internațional al Dramaturgiei Americane, organizat cu susținerea ambasadei SUA în Republica Moldova. Publicul de la Bălți a fost impresionat de piesa dramaturgului, scenaristului și actorului american contemporan Tracy Letts. A fost un spectacol foarte excepțional, cu impact emoțional foarte puternic, a lăsat foarte multe emoții intense. Mi-e очень понравилось, игра актера классно, așa правдоподобно, как в жизни, как в жизни. Очень мне понравилось, очень. Спасибо большое, огромное. Огромное спасибо всем. A plăcut surprins, e o piesă nouă, n-am mai văzut-o. Actorii au jucat foarte bine, au redat emoții de nedescris. Se merită. Chiar veniți toți, arta e iarăși la mod. Spectacolul montat de regizorul Alexandru Cozub scoate în evidență relațiile toxice din familie, abordând teme grave și de actualitate, precum înstrăinarea, ambițiile neîmplinite și egoismul. E de fapt vorba despre o dramă, dramă în familie. Și de fiecare dată festivalele ne produc plăcere pentru că, în primul rând, întâlnirea cu mai multă lume, diferit spectator. Acum să vedem cum publicul o să consume această dramă. Felicitări Bălțului că a reușit să inițieze acest festival. Cumva va impulsiona montarea dramaturgiei americani și nu doar, internaționale. Și sper să putem să venim de fiecare dată cu producții noi aici pentru spectatorul din Bălți. E o bucurie și o oportunitate de a juca pe scena teatrului din Bălți. E pentru a doua oară în viața mea când joc aici, mă simt foarte bine. Avem un public extraordinar și asta ne impresionează. Festivalul în sine este un eveniment important pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru cultura Republicii Moldova. Sperăm ca spectatorii noștri să rămână profund emoționați de acest spectacol, pentru că este unul cu o temă mai profundă, să zic, și vă așteptăm și la următoarele spectacole din cadrul festivalului, pentru că pe data de 7 noiembrie avem Teatru Satiricus cu Puștoaică de la etajul 13, iar pe data de 14, la final, este finalele grad de la Teatrul Dramatic Rus Cehov, Chișinău. Festivalul Internațional al Dramaturgiei Americane este la a doua ediție și va dura până pe 14 noiembrie.